Salutăm la o nouă emisiune Adevărul despre adevăr. Astăzi vorbim despre mișcarea ecumenică. Domnule pastor, ce este mișcarea ecumenică? Acum, cuvântul acesta ecumenic este un cuvânt grecesc și înseamnă toată lumea, mondial. Cum ar fi catolic, ecumenic, mondial, toată lumea. Mișcarea ecumenică este un efort de a uni sau o încercare de a uni eforturile tuturor creștinilor din lumea întreagă. Adică să fie o singură biserică, să fie doar o credință, da? Nu, eu cred că se exagerează în privința aceasta. Nici cei care au pornit mișcarea aceasta ecumenică nu au privit la așa ceva. A fost o încercare de a uni eforturile tuturor creștinilor. Și tocmai a fost în perioada aceasta, a fost anul 1948, când s-a pornit mișcarea ecumenică. Consiliul Mondial al Bisericilor a fost format atunci. Inițiativa a venit din partea protestanților. Dar nu s-au urmărit ca să devină toți, totuși au fost trasate niște principii clare. De exemplu, din start, atunci în 48, a fost trasat ca și principiu recunoașterea divinității Domnului Iisus Hristos. Deci cei care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus Hristos nu pot face parte din mișcarea aceasta. Cât privește celelalte lucruri, nu au fost forțați bisericile. De fapt, mișcarea aceasta ecumenică are trei direcții pe care merge. Una este direcția aceasta teologică, a doua este direcția practică, care se reflectă în binefaceri, în unirea eforturilor, în binefaceri, în ajutorul ăsta social care se dă. Și a treia direcție este direcția de misiune, de a face misiuni în țările care nu sunt creștine, la necreștini. Iată, asta e cât privește... Bine, în anul 1968 a mai fost iar, s-a mai adăugat ceva la partea aceasta, la aspectul teologic, a fost adăugat și credința în Sfânta Treime. Deci divinitatea, recunoașterea divinității Domnului Iisus Hristos și a Sfintei Treime. Deci cei care cred aceasta, ei fac parte din Consiliul acesta mondial al bisericilor. Cât privește ca să... De multe ori se speculează pe seama la aceasta, cu uite ar fi organizați. Ba, am mai văzut unii scriu că masonii au făcut-o, că numai nu știu ce, nu. Chiar sunt specule multe. Este o organizație benevolă în care care au vrut au intrat, care n-au vrut n-au intrat. În anul 1968 s-a lipit Biserica Catolică și deci Biserica Ortodoxă tot face parte de aici. Dar nu au fost forțați oamenii să-și schimbe, pentru că din start acceptă ceva, niște convingeri la care se alipește niște... și nu au fost forțați să-și schimbi. Este o organizație benevolă, oricine vrea intră, vrea iese. Deci a fost creată doar pentru colaborare între biserici, ceea ce mi se pare destul de normal să existe așa ceva. Este mișcarea ecumenică o tendință de a împlini învățătura Domnului Iisus ca să fim una? Da, eu cred că este o încercare de a face aceasta. Și care trebuie să fie atitudinea creștinului de rând vis-a-vis de mișcarea ecumenică? Vreau să vă spun, creștinii de rând cam prea puțin ei știu și se deranjează de lucrul acesta, pentru că nu interacționează așa de mult la nivel... Însă dacă vorbiți cum trebuie, poate de aici ar fi mai drept să vorbim cum trebuie să fie atitudinea creștinului față de oameni din alte confesiuni, față de oameni din, de alte religii, să zicem, da? Biblia ne învață să fim buni cu toți, cu toți oamenii. Să ne purtăm frumos, bine, cu cumpătare, cu toată lumea, atent, bine, cu respect, să arătăm respect față de toți oamenii. Absolut orice om din lumea aceasta este aproapele meu, orice om este aproapele meu, să fiu gata să-l ajut, să-i fac binele, cum a învățat Hristos, să-l iubesc pe aproapele ca pe mine însumi. Cât privește ucenicii lui Iisus Hristos, Biblia spune să iubesc cum a iubit pe mine Iisus Hristos, să fiu gata să le slujesc. Așa să procedez cu ei. Acum, așa trebuie să fie atitudinea unui creștin. Când vine vorba să ne întâlnim oameni din diferite confesiuni, cu diferite convingeri, tot trebuie să avem un fel frumos, cu respect, de a ne asculta unii pe alții. Dacă din start îi excludem pe toți, pe toți i-am categorisit ca și eretici și i-am exclus, nu e corect. Deci trebuie să avem, să discutăm. Da, este adevărat, sunt anumite confesiuni, culte care au deviat de la adevărul Evangheliei, dar inclusiv și cu ei avem un fel frumos de a ne raporta, de a ne, să zicem,
ducem, lucrăm la penitenciar, ne ducem acolo, ne întâlnim cu martorii lui Iehova. Ei tot au lucru în penitenciar. Păi ne salutăm cu oamenii, suntem, ci nu vorbim împotriva lor. Nu. Dacă au fost acceptați, au fost acceptați ei să facă lucruri, așa cum facem și noi, cum facem Biserica Ortodoxă, cum fac toți, undeva trebuie să ne raportăm frumos unii la alții. Iată așa. Așa ne învață Hristos. Iată, eu, Dumnezeu așa mi-am rânduit în lucrarea mea, în slujirea mea, să merg în mai multe țări, să predic Cuvântul lui Dumnezeu, să predau Biblia. Iată o experiență care o am, este la Institutul Hegai. Hegai este un institut mare, mondial, de evangelizare, unde oameni din diferite confesiuni creștine sunt invitați, lideri chei sunt invitați pentru a fi pregătiți și echipați în vederea evangelizării. Un lucru care ne trebuie la toți. Să zicem, ar fi parcă treilea punct de acolo, de la mișcare ecumenică. Cu toate că nu are nimic de a face institutul ăsta. Institutul ăsta, scopul lor este de a ajuta în echiparea bisericii pentru evangelizare. Când merg acolo, eu sunt unul din profesori, acum mă pregătesc. În mai puțin de o lună plec să predau acolo un curs. Eu când plec acolo, eu nu stau la discuții cu oamenii despre diferențele care sunt între biserici, diferențele care, apropo, acolo am și evanghelici, luterani, reformați, ortodoxi, catolici, mulți catolici și așa mai departe. Deci oameni din diferite confesiuni. Eu, noi discutăm din Sfintele Scripturi, care sunt unele și aceleași la noi toți, și noi vorbim despre aspectul acesta evanghelizării. Și n-am avut niciodată divergență între noi, a rămas fiecare la convingere lui, dar în lucrurile care ne unesc, suntem împreună, lucrăm împreună. Și apoi și aici la Moldova am avut experiențe, tot, zic eu, frumoase, bune experiențe am avut în conlucrarea între biserici. Iată, să zicem, noi avem diferențe teologice multe și mari. Am avut dezbateri teologice care au durat 3-4 ore. Sunt filmate, le puteți găsi pe YouTube să le priviți. Dar cu aceleași persoane cu care am avut dezbateri teologice, când a fost o nevoie la care a trebuit să ne unim efortul, ne-am unit fără nici așa, un sunet, repede, ne-am sunat, am fost pe loc. Toți ne-am unit pentru că a fost o lucrare importantă pentru toată țara care a trebuit să o facem. Și atunci am călcat peste, am lăsat la o parte diferențele noastre teologice. Când vrem să revenim la ele, revenim, discutăm, dar și acolo trebuie să avem respect unul pentru altul, ne prezentăm punctele de vedere, l-ascultăm bine pe celălalt. Asta înseamnă, avem un dialog între noi, un dialog sănătos, frumos, unii cu alții. Dar v-am zis, când a trebuit să ne unim efortul, ne-am unit efortul ca să facem lucruri frumoase. O altă experiență frumoasă a fost predarea religiei în școli. Cei de la minister au rămas uimiți când au văzut cât de bine, frumos s-au înțeles confesiunile între ele, fără probleme. S-a ajuns la concluzia să fie două curriculi, una să fie ortodox catolică și alta evanghelică. Toți evanghelicii vor preda după curricula aceea, ortodoxii și catolicii vor preda după curricula aceea. Foarte bine ne-am înțeles, fără nici cea mai mică problemă. Așa că trebuie să existe colaborarea aceasta. Și asta nu înseamnă că ne socotim păreri sau vrem să încălțăm pe toți cu aceeași cămașă, strict și... Nu, nicicum. Deci este doar o tendință, o dorință de a uni efortul în anumite probleme anumite din societate. Aspecte, da, exact. Și vă zic că după mine se face prea multă speculă. Unii oameni prea multă speculă fac cu privire la mișcarea ecumenică. Dar, de fapt, în cercurile evanghelice prea puțin se vorbește. Nu știu cum dumneavoastră, dar eu prea puțin aud să vorbească sau că ar fi o problemă sau la membrii bisericii pe care o păstoresc, Biserica Bunăvestirea, n-am auzit niciodată să ridice astfel de întrebări. Ei sunt preocupați de cercetarea Sfintelor Scripturi, de propovăduirea Evangheliei, să facă bine aproapelui și eu tare mult mă bucur și nici nu vreau să stăm, să pierdem timpul la discuții de felul ăsta. Oare Dumnezeu nu dorește să avem o singură biserică și nu ar fi mișcarea ecumenică o tendință și un prim pas de a ajunge ca să avem o singură biserică? Dar noi avem o singură biserică. Nu trebuie mișcarea ecumenică pentru a avea o singură biserică. O singură biserică există de când s-a înălțat Domnul Iisus Hristos. Din ziua cincizecimii până azi există o singură biserică. Nu confundați o singură biserică cu multe confesiuni. Confesiuni sunt peste 40.000. Dar există o singură biserică. Una singură biserică există. Biserica ortodoxă. Biserica aceasta, nu, biserica este a lui Iisus Hristos. Biserica aceasta, ea nu se încadrează în limitele unei confesiuni pământești. Biserica lui Iisus Hristos sunt toți ucenicii lui Iisus Hristos care au fost născuți din nou. Intrarea în biserica lui Iisus Hristos se face prin nașterea din nou și prin botez. Prin botezul, prin credință. Biblia spune că există un singur botez valabil. Și botezul acesta valabil este botezul prin credința mea.
Am fost eu, m-au botezat, mi-au spus că m-au botezat când am fost prunc, aia nu-i botez. Și la nu-i botezul meu. La botezul acela nu este valabil pentru că a lipsit elementul principal pentru validarea acelui botez, credința mea personală. Eu m-am botezat când am crezut în Domnul Iisus Hristos, am venit la pastor și am spus eu vreau să fiu botezat. Eram gata să merg iarna să spargem gheața, să mă botez acolo, că așa dornic eram să mă botez, pentru că eu am crezut în Domnul Iisus Hristos. Am așteptat până când a fost botezul, a fost la biserică, dar eu m-am botezat prin credința mea. Ei, în trupul lui Iisus Hristos se intră prin naștere din nou, prin botez, după porunca lui Iisus Hristos, și atunci biserica lui Iisus Hristos sunt sfinții. Sfinții, toți acei care au crezut în El și ei sunt în diferite confesiuni, dar ei toți au ales să urmeze învățătura lui Iisus Hristos. Toți merg după învățătura aceasta. Chiar au unele diferențe minore între ei, dar în linii mari stau pe adevărul Sfintelor Scripturi. Un mare om al lui Dumnezeu, John Wesley, a fost în Anglia. A fost un predicator excepțional. Excepțional. Și un om care s-a trudit atâta pentru Hristos. Și atâția, dacă nu era el, Anglia avea să treacă prin dezastru revoluțiilor prin care a trecut Franța. Omul ăsta, Dumnezeu a folosit omul ăsta ca să salveze Anglia și de la dezastrele celea. Și mulți, mulți s-au mântuit prin el. Dar vreau să zic că omul acesta a mers toată viața, a fost așa de sacrificat total în Evanghelie. Și spre sfârșitul, de la el s-a pornit biserica metodistă. Pentru că el metodic îi învăța pe oameni și așa a ajuns. Ei, bine, spre sfârșitul vieții se zice că omul acesta ar fi avut un vis. El a mărturisit că a avut visul acesta. Și în visul lui s-a văzut la poarta iadului. Și atunci el a întrebat: aici ortodoxi sunt? Aici catolici sunt? Cu catolici aveau probleme. Câți vrei? Dar anglicani? Anglicani sunt? Sunt. Dar ortodoxi? Câți vrei? Și atunci omul a îndrăznit și a întrebat despre ucenicii pe care i-a format el și care i-au format ucenicii lui. Mișcarea asta nouă care se poate zice, dar metodiști sunt? Câți vrei, i-a zis, câți vrei sunt? Cum atunci, zici, eu tot în zadar am făcut? Tot în zadar? Tot zici și îi caut, poate ori fi în rai, cineva. Tot în visul celălalt s-a văzut și la poarta raiului. La poarta raiului a întrebat îngerul de acolo, zice, aici catolici sunt? Niciun. Nimic. Nimic, niciun catolic, nimic. Extraordinar, nu se poate, niciun catolic, din toată istoria omenirii cât a fost niciun catolic, nimic. Dar anglicani sunt? Niciun. Niciun anglican, niciun. Dar ortodoxi sunt? Nu-i niciun, niciun. Cum așa se poate, niciun. Părinții bisericii și așa mai, niciun. Ce, dar metodiști? Tot nu sunt. Și omul și-a pierdut toate nădejde. Și-a întrebat, dar atunci cine sunt aici? Cine sunt? E gol. E gol cerul. A rămas cerul gol. Toți care aveau speranța că ajung în cer, au ajuns în iad toți. Nu, îngerul i-a zis, n-ai citit ce scrie în Biblie. O mare mulțime pe care nu o poate număra nimeni, din orice popor, din orice limbă. Toți îmbrăcați în haine albe. Hainele albe sunt faptele neprihănite ale sfinților. Toți l-au urmat pe el. Toți aceștia au fost oameni ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Iată biserica adevărată. Biserica va fi prezentă acolo. Ei sunt biserica adevărată. Biserica a existat, biserica există și biserica va exista. Biserica a fost formată de Hristos. Nu trebuie să fie un Consiliu Mondial a Bisericilor sau o mișcare ecumenică sau ceva. Biserica există, ea există azi. Și cei care sunt din Biserica lui Hristos îi se recunosc repede, foarte repede. Se recunosc unul pe altul, recunoști pe acela, că e dintr-o confesiune, că nu e dintr-o confesiune, că e din diferite confesiuni, îl recunoști că este ucenic al lui Iisus Hristos. Îl recunoști, după felul cum se poartă el. Este Hristos prezent în viața lui. Și cu el e bine. Cu oamenii ăștia e bine. Pentru că ei fac parte din biserica lui Iisus Hristos. Deci asta nu anulează biserica locală, că așa lucrează Domnul Iisus prin biserica locală. Dar v-am zis, Dumnezeu nu va mântui pe principiul de o confesiune și toate restul rămân. Sau câteva confesiuni și toate restul rămân. Dumnezeu nu va mântui după principiul biserica asta locală o luăm, biserica cea locală o lăsăm, biserica cea locală o lăsăm, biserica asta locală o luăm, biserica cea locală o lăsăm. Dumnezeu nu va mântui după, nu ne mântuiește după principiul ăsta. Dumnezeu are o lucrare personală și individuală cu fiecare din noi. Dumnezeu zice, Adrian, ucenica meu, o trăit sfânt, frumos. Adrian este
membru din biserică. Vasile, membru din biserică. Știi ce va arăta cine sunt adevărații membri ai bisericii? Când va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului ca să ne răpească, atunci vor învia toți cei care au alcătuit biserica, numai ei. Toți care au fost adevărați ucenici vor învia toți și se va aduna biserica pe norii cerului și toți cei care vor fi vii atunci, din diferite confesiuni, de unde or fi ei, din diferite părți a lumii, și toți îl vom întâmpina pe Domnul Iisus Hristos. Iată, atunci ne întâlnim toți, toată biserica adevărată. Numai atunci ne întâlnim toată biserica adevărată. Până atunci încă noi, numai noi, o adunare membrală a noastră, numai atunci o să avem cu toată biserica universală adevărată. Atunci va fi adunarea noastră a membrilor. Adunarea membrilor bisericii adevărate. Până atunci, noi încă nu știm. Atunci, acolo o să vedem cine suntem. Și vom fi din toate confesiunile și atunci ne-am uitat și ne-am râde unul de altul de toate diferențele care le-am avut pe pământ și care, mai ales dacă ne-am mai certat cu privire la ele. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră și să ne ajute Dumnezeu ca să fim cu adevărat din împărăția lui Dumnezeu, din biserica Domnului Iisus Hristos și câți mai mulți oameni să-i putem aduce la credința adevărată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.